fermierii își continuă protestele în Piața Marii Adunări Naționale. În fața acestora a venit ministrul Agriculturii Vladimir Bolea. Revenim cu detalii. Căile feroviare din Republica Moldova tot mai aproape de modernizare. Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Comisia Europeană va oferi țării noastre 43 de milioane de euro pentru reabilitarea unui tronson de 128 de kilometri de cale ferată. Vreme extremă dă bătăi de cap europenilor, temperaturi de peste 40 de grade Celsius s-au înregistrat în Spania, Portugalia și Maroc, în timp ce în România, Bulgaria și Germania apele dezlănțuite au făcut prăpăd. Zeci de oameni au avut nevoie de ajutorul pompierilor după ce casele le-au fost inundate. Amănunte în jurnal. Căile feroviare din Republica Moldova tot mai aproape de modernizare, Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale a semnat astăzi cu Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Comisia Europeană un acord privind dezvoltarea infrastructurii feroviare. Astfel, vom avea acces la 43 de milioane de euro pentru reabilitarea unui tronson de 128 de kilometri de cale ferată. Lilia Dabija a subliniat că odată cu declanșarea războiului de către Rusia în Ucraina a apărut necesitatea imperioasă infrastructura feroviară pentru tranzitarea mărfurilor. Remarc aici că din totalitatea mărfurilor ce au tranzitat Republica Moldova prin intermediul coridoarelor solidarității, o zecime a tranzitat Republica Moldova. Din păcate, doar 35% din totalitatea acestor mărfuri a fost orientată spre transportul feroviar. Evident că celelalte 65% ne-au afectat infrastructura rutieră și mediul înconjurător. În acest sens, am accesat un grant de 20 de milioane de euro de la Comisia Europeană și un credit de 23 de milioane de euro de la BERD. Lilia Dabija a mai spus că în prezent au loc negocieri cu Banca Europeană de Investiții pentru accesarea a 10 milioane de euro grant și 10 milioane de euro credit pentru avansarea acestui proiect. Ministra Infrastructurii a precizat că recent Comitetul Coordonator al Mecanismului pentru Interconectarea Europei a aprobat finanțarea a 3 proiecte transfrontaliere care au fost depuse anul trecut de comun cu România. Vom beneficia împreună cu colegii de România de o sumă de 45,8 milioane de euro. Din cadrul acestei sume, Republica Moldova va fi beneficiară a sumei de 18,6 milioane de euro, bani acordați sub formă de grant, care vor fi utilizați în dezvoltarea infrastructurii pentru podul de la Ungheni-Ungheni, pentru cel de la Leușeni-Albița și dotarea infrastructurii vamale pentru podul de la Giurgiuleș-Galați. Potrivit Biroului Național de Statistică, în primele 3 luni ale anului au fost transportate peste 821.000 de tone de mărfuri pe cale ferată, cu aproape 13% mai puțin decât în primul trimestru al anului trecut. Fermierii au ieșit și astăzi la protest în Piața Marii Adunări Naționale. Aceștia sunt nemulțumiți că revendicările lor nu sunt auzite totalmente de autorități. În fața manifestanților a venit ministrul Agriculturii Vladimir Bolea, care le-a dat asigurări că până în această seară va veni cu un rezultat pozitiv cu privire la subvențiile solicitate. Acum am ajuns într-o situație când gata, dăm faliment, adică personal și cred că toți. Este nevoie ca și în toată lumea, statul să implice puțin. Republica trăiește. Nu, Republica trăiește numai de atât că lucrează agricultura. Strigăm sos și nu trebuie să supere nimeni. De cealaltă parte, ministrul Agriculturii a menționat că până la sfârșitul lunii iulie agricultorii își vor primi subvențiile. Ministerul Agriculturii este ancorat în realitățile voastre și eu înțeleg că calculele care voi le demonstrați și le spuneți în materie de prețuri, de cost, sunt adevărate. Și din acest considerent, noi facem toate eforturile și la orele 5 o să vă spunem care sunt sumele de bani și care vor fi schemele. Asociația Forța Fermierilor cere guvernului să-și asume public mai multe angajamente față de fermieri, printre care alocarea numai târziu de 1 august 2023 a compensațiilor costurilor de producere a fermierilor mici și mijlocii în valoare de cel puțin 3.000 de lei per hectar la culturile agricole de primă grupă, restricționarea temporară a importului de cereale în Republica Moldova din Ucraina, precum și obligarea portului Giurgiulești să exporte doar producția agricolă de origine moldovenească.
Energia termică pentru consumatorii casnici din capitală și din municipiul Bălți se va ieftini. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică a publicat proiectele de hotărâre în acest sens, pe care le va examina marți la ora 15:00. Astfel, potrivit documentelor, în Chișinău tariful pentru o gigacalorie va scădea de la 3577 de lei, cât este în prezent, la 2873 de lei, iar în municipiul Bălți consumatorii vor achita cu 344 de lei mai puțin pentru o gigacalorie. Mai exact, prețul va fi de 3561 de lei. Un bărbat de 36 de ani din capital a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru omor. Sentința a fost pronunțată de judecătoria Chișinău, sediul Buiucani. Instanța a mai dispus în casare din contul inculpatului a peste 37.000 de lei cu titlu de cheltuieli de judecată. Incidentul a avut loc în data de 8 martie într-un apartament din sectorul Botanica. Potrivit oamenilor legii, între victimă și suspect s-a iscat un scandal, iar ultimul a luat un cuțit și l-a înjunghiat de mai multe ori în regiunea abdomenului, capului și a gâtului, provocându-i astfel 91 de plăgi. În urma unei hemoragii, victima a decedat, iar inculpatul a părăsit locul faptei. Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis o avertizare de risc sporit de incendii de vegetație. Avertizarea este valabilă pe întreg teritoriul țării în perioada 27 iunie-5 iulie. În acest context, pompierii îndeamnă populația să respecte cu strictețe regulile împotriva incendiilor. Totodată, specialiștii recomandă evitarea utilizării focului pe suprafețe deschise, în special în preajma lanurilor cu cereale, spații forestiere și locuri de agrement. Mai mult, angajații sectorului agricol sunt rugați să nu alimenteze tehnica agricolă cu carburanți și lubrifianți în preajma lanurilor cu cereale, în vederea prevenirii unor incendii de proporții. În situații de risc, oamenii sunt îndemnați să apeleze serviciul 112. Federația Rusă și structurile militare ai acestei țări ar sta în spatele inițiativei fugarului Ilan Șor de a crea un nou bloc politic. Declarația a fost făcută de președintele Parlamentului Igor Grosu la un post de televiziune. Grosu afirmă că autoritățile vor continua prin toate acțiunile sale pentru a duce la bun sfârșit decizia Curții Constituționale, care a declarat neconstituțional partidul politic Șor în urma sesizării depuse de guvern. E un mesaj foarte clar cine sunt grupările criminale organizate în politică. Un mesaj foarte clar că aceste grupări nu și-au locul în politica din Republica Moldova. Tupeul și agresivitatea cu care se insistă vorbesc despre faptul că în spate este Federația Rusă, structurile militare, serviciile secrete a acestei țări. Vom continua prin toate acțiunile noastre pentru a duce la bun sfârșit. Noi în Parlament am îndeplinit deja, ca zic, ceea ce a statuat Curtea Constituțională. Acum urmează Guvernul, Ministerul Justiției, să întreprindă toate măsurile, astfel ca această grupare criminală organizată să nu-și mai aibă locul în politica din Republica Moldova. Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a declarat în emisiunea în context de la Moldova 1 că blocul creat de Ilan Șor nu are entitate juridică și nu este unul electoral. Totodată, Tănase crede că fugarul Ilan Șor a recurs la această modalitate pentru ca oamenii săi să poată adera la alte formațiuni, iar astfel să participe la următoarele alegeri după ce partidul său a fost scos în afara legii. Cel mai probabil planul sau strategia aceasta la care au recurs ei, ea vizează crearea unui bloc politic ca o entitate neformalizată, care mai apoi în ajunul campaniei electorale să fie constituită ca un bloc politic, care va fi bloc electoral, pardon, care va fi format din partide politice care nu au figurat niciodată în mod oficial în hotărârea Curții Constituționale și nu au niciun fel de interdicții, iar pe listele acestor partide cel mai probabil se vor înscrie diferiți actori politici, diferiți deputați sau alți demnitari din actualul partid care a fost scos în afara legii, astfel încât să poată participa în campania electorală. Ieri, Ilan Șor, condamnat la 15 ani de pușcărie în dosarul Frauda Bancară, a anunțat formarea unui nou bloc politic. Blocul se va numi Șansă Obligației Realizării, iar denumirea prescurtată va fi Șor. Amintim că în data de 19 iunie, Curtea Constituțională a declarat neconstituțional partidul politic Șor în urma sesizării depuse de guvern. Judecătorul
judecătorii au constatat că formațiunea politică a acționat în contradicție cu principiile statului de drept și a pus în pericol suveranitatea și independența Republicii Moldova. Președintele României, Klaus Iohannis, participă astăzi la o reuniune în format restrâns dedicată pregătirii summitului NATO de la Vilnius. Evenimentul se desfășoară la Haga, în regatul Țărilor de Jos. La întâlnire mai participă președinții Lituaniei și Poloniei, premierii Albaniei, Belgiei și Norvegiei, precum și secretarul general al Alianței Nord-Atlantice. În cadrul întrunirii, liderul de la București va evidenția relevanța dezvoltării asistenței aliate pentru consolidarea capacităților de apărare și reziliență Republicii Moldova. Totodată, șeful statului român va sublinia necesitatea unor decizii clare la summit privind progresul concret al Ucrainei pe calea aderării la NATO. Președintele rus Vladimir Putin îi critică pe organizatorii rebeliunii, dar în același timp îi laudă pe luptătorii Wagner și spune că majoritatea mercenarilor sunt patrioți. Totodată, liderul de la Kremlin a adus un omagiu piloților morți în timpul revoltei. După ce Evgeni Prigojin a fost la un pas de a duce la capăt insurecția, Vladimir Putin sugerează că, de fapt, situația a fost sub control și au fost luate toate deciziile necesare pentru a neutraliza pericolul. Președintele rus Vladimir Putin a declarat că a dat ordin de a se evita vărsarea de sânge, pe care consideră că Ucraina și Occidentul o doreau în timpul rebeliunii eșuate a grupului paramilitar Wagner, mulțumindu-le rușilor pentru unitatea lor. Эта гражданская солидарность показала, что любой шантаж, попытки устроить внутреннюю смуту обречены на провал. Повторю, была проявлена высочайшая консолидация общества. Исполнительные и законодательные власти на всех уровнях. Путин a calificat din nou drept trădare răzvrătirea Wagner. Totodată, acesta a promis că mercenarii care nu au fost implicați în insurecție ar avea mai multe opțiuni: să continue să lupte în cadrul armatei rusești, să se întoarcă acasă sau să plece în Belarus. Данное мною обещание будет исполнено. Повторю, выбор за каждым из вас. Но уверен, это будет выбор воинов России, которые осознали свою трагическую ошибку. Totodată, președintele rus a avut o întrevedere și cu liderii structurilor de forță, între care ministrul apărării Sergei Shoigu, procurorul șef și conducătorul FSB, cărora, la fel, le-a mulțumit pentru acțiunile coordonate și prompte. Discursul lui Putin a fost difuzat de televiziunea de stat la câteva ore după ce pe internet a apărut o înregistrare audio cu comentariile fondatorului grupului Wagner, Evgeni Prigojin. Este primul său mesaj după abandonarea rebeliunii pornite sâmbătă. Prigojin spune că acțiunea sa de a-și conduce mercenarii spre Moscova nu l-a vizat pe președintele rus. Potrivit lui, Wagner a vrut să împiedice distrugerea cele mai experimentate și pregătite de luptă unități din Rusia și să tragă la răspundere conducerea militară a țării pentru greșelile făcute în Ucraina. И нашим решением развернуться были два важнейших фактора. Первый фактор это то, что мы не хотели пролить русскую кровь. Второй фактор. Мы шли для демонстрации своего протеста, а не для свержения власти в стране. Coloana rebelilor, într-o singură zi, a ajuns la 200 de kilometri de Moscova. Potrivit lui Prigojin, civilii erau bucuroși să-i vadă. Pe parcursul marșului, mercenarii au fost atacați de aviație, iar în urma ripostei lor a fost doborât un avion și 6 elicoptere. A fost distrus un pod și mai multe drumuri, iar un depozit cu țiței a fost mistuit de flăcări. 13 piloți ruși au fost uciși în timpul revoltei de o zi. Potrivit ultimelor informații, Prigojin s-ar afla în Belarus, unde s-a retras la invitația liderului de la Minsk, care a mediat conflictul. Au fost inițiate două anchete după implozia submersibilului Titan pentru a afla circumstanțele care au dus la moartea celor 5 persoane aflate la bord. Prin urmare, Biroul pentru Siguranța Transporturilor din Canada a început ancheta asupra submersibilului Titan, dispărut în apropierea epavei Titanicului în Atlanticul de Nord. A doua anchetă a fost deschisă de către Jandarmeria Regală Canadiană. Aceștia urmează să afle răspunsuri despre ce s-a întâmplat în ocean. Biroul pentru Siguranța Transporturilor din Canada a inițiat o anchetă pentru a investiga incidentul mortal de pe
submersibilul Titan, în care a fost implicată și nava Polar Prince, vasul de pe care a plecat micul submersibil de turism. Chiar dacă o astfel de anchetă durează de obicei 18-24 de luni, instituția va încerca să stabilească circumstanțele producerei imploziei mai rapid. Prin urmare, BST examinează rămășițele Titanului, locul în care s-a produs implozia, audiază martorii și adună toate informațiile relevante. Biroul pentru Siguranța Transporturilor din Canada se ocupă cu anchetele privind accidentele aeriene, feroviare și maritime, cu scopul de a îmbunătăți siguranța transportului. El nu se pronunță asupra unor eventuale răspunderi civile sau penale. A doua anchetă distinctă a fost deschisă de către Jandarmeria Regală Canadiană. Anchetatorii examinează circumstanțele care au dus la moarte celor 5 persoane aflate la bordul submersibilului. Amintim că joi Garda de Coastă a Statelor Unite ale Americii a declarat că cei 5 pasageri de pe Titan, care au plecat duminică într-o călătorie spre epava Titanicului și au dispărut, au murit în urma unei implozii catastrofale. Montrealul a devenit cel mai poluat oraș din lume din cauza fumului provocat de incendiile forestiere încă active în Canada. O avertizare în acest sens a fost emisă de o companie specializată. Din cauza fumului, mai multe evenimente au fost anulate, iar activitățile în aer liber au fost interzise. Autoritățile le recomandă oamenilor să poarte măști de protecție. În Montreal, particulele sunt atât de fine încât a devenit orașul cu cea mai proastă calitate a aerului din lume, potrivit companiei elvețiene specializată în studiul poluanților atmosferici. Canada se confruntă în acest an cu un val de incendii de vegetație fără precedent în istoria sa. Peste 7,4 milioane de hectare de pădure au ars de la începutul lunii ianuarie. În întreaga țară, peste 450 de incendii sunt încă active, dintre care mai multe de jumătate sunt considerate scăpate de sub control. Numai în Quebec, una dintre cele mai populate provincii ale Canadei, sunt 80 de incendii de pădure active și multe dintre ele s-au extins în acest weekend din cauza vremii uscate și a temperaturilor ridicate. Vreme extremă dă bătăi de cap europenilor. Meteorologii au emis alertă de caniculă în 24 de provincii spaniole. De câteva zile se înregistrează temperaturi de foc de peste 30 de grade, iar mâine se așteaptă 45 de grade Celsius în Cordoba și Sevilla. Profităm de temperaturile mai scăzute dimineața, lăsăm copiii să se joace, să se scalde, apoi după amiază mergem acasă. Așa supraviețuim în Madrid. Va fi din ce în ce mai cald cu fiecare an și va fi imposibil pentru noi să stăm afară. Fără îndoială că am ales momentul potrivit pentru a vizita Sevilla. Când stai prea mult la soare, poți face insolație. Situația este similară și în Portugalia, iar nopțile sunt de coșmar, deoarece termometrele nu coboară sub 20 de grade. Stăm cu ventilatorul pornit toată noaptea, dar asta ne așteaptă pentru că nu avem grijă de planeta noastră. Arșiță tropicală și în Maroc, unde termometrul indică peste 40 de grade. Orașul Fez este cunoscut pentru temperaturile ridicate. Majoritatea locuitorilor ies în grădini, în special în Janan Sabil. Termometrul indică între 40 și 42 de grade. Oamenii ies în parcuri în loc să meargă în cafenele. Iar în România, apele dezlănțuite au făcut prăpăd. Sute de case și gospodării au fost inundate. Multe sate au rămas izolate după intemperia care a distrus poduri și drumuri naționale. La Arad, un bărbat a murit după ce casa a fost luată de viitură. Iar după ce apele s-au retras puțin, sinistrații așteaptă ajutor de la guvern. Cred că până la gleznă a fost apa, dar eu nu mai pot să, acum s-o retras. No, e plină cu apă, iar cât a fost, e la loc. Dacă nu băgam camioneta în curte, o duceau la. Deodată a venit toate părurile, deodată au crescut. Ploile torențiale au provocat pagube și în nordul Bulgariei. Zeci de case au fost inundate, iar mai multe străzi au fost distruse după ce au căzut aproximativ 80 de litri pe metru pătrat de precipitații în numai jumătate de oră. A plouat cu găleata și în Germania. O furtună violentă s-a abătut asupra Berlinului. Străzile au fost inundate, iar unul dintre cele două mari cluburi de fotbal din capitala germană a fost nevoit să anuleze primul antrenament înaintea noului sezon.
Un incendiu puternic a cuprins o clădire cu multe etaje din Emiratele Arabe Unite. Presa locală susține că o echipă de salvatori au reușit să stingă incendiul, iar din fericire victime nu au fost raportate. În ultimii ani, numărul incendiilor au crescut în Emirate, cauza acestora fiind legate de materiale inflamabile utilizate la construcția clădirilor. Unul dintre cele mai grave incendii a avut loc în seara de anul nou a anului 2015, când un incendiu s-a produs într-un complex de hoteluri și locuințe de lux aproape de turnul Burj Khalifa din Dubai. În urma tragediei, 15 persoane au fost rănite. Poliția din Dubai a stabilit ulterior că incendiul a fost cauzat de o defecțiune electrică. Republica Moldova ar putea avea zboruri directe în Emiratele Arabe Unite. Subiectul a fost abordat de președinta statului Maia Sandu la o întrevedere cu ambasadorul Emiratelor Arabe Unite, Salem Ahmed Al-Kabi. De asemenea, s-a discutat despre includerea țării noastre în lista statelor ai căror cetățeni beneficiază de vize la sosirea în Emirate. Cei doi interlocutori au abordat și subiecte ce țin de agenda bilaterală dintre Republica Moldova și Emiratele Arabe Unite. La fel au discutat posibilități de impulsionare a relațiilor comerciale economice prin atragerea investițiilor emiriene în economia țării noastre. Oportunitățile de cooperare dintre Republica Moldova și Liechtenstein au fost discutate de către premierul Dorin Recean cu omologul său Daniel Riș în urma semnării acordului de către țara noastră cu Asociația Europeană a Liberului Schimb. Potrivit lui Recean, această colaborare înseamnă pentru Republica Moldova mai mult comerț și investiții. Prim-ministrii au trecut în revistă principalele domenii de cooperare și s-au pronunțat pentru aprofundarea agendei bilaterale în beneficiul ambelor state. Premierul Dorin Recean a salutat alinierea Liechtenstein la decizia Uniunii Europene de instituire a regimului de sancțiuni împotriva persoanelor care încearcă să destabilizeze situația din țara noastră. În prezent, în Republica Moldova se desfășoară 4 proiecte în domeniul educației cu susținerea financiară a Principatului Liechtenstein.